De astăzi, România este în doliu național timp de 3 zile în memoria regelui Mihai. Pe durata doliului, instituțiile și autoritățile publice centrale și locale sunt obligate să arboreze în bernă drapelul României și drapelul Uniunii Europene. Palatul Regal, unde este așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al regelui Mihai, a devenit loc de pelerinaj pentru mii de oameni care au vrut să-i aducă majestății sale un ultim omagiu. Mai multe tinere voluntare la Crucea Roșie din Dâmbovița au venit îmbrăcate precum femeile din timpul primului război mondial, ca semn de respect pentru Regina Maria. Ce înseamnă regele pentru tine? Un simbol al României care va rămâne mult timp. Mii de oameni așteaptă în continuare să treacă pe la catafalc pentru a-i aduce un omagiu regelui. A semnat demnitate și îmi pare rău că n-a putut să fie. N-a putut să fie regele tuturor românilor? N-a putut să fie regele pe care l-am fi meritat ca popor. Credeți că acum, odată ce regele a murit, ultimul regele al României a murit, mai are vreo continuitate casa regală a României? Sper din tot sufletul. Așa am fost educată și mi-aș dori. Văd o România monarhică. Ce a însemnat regele pentru noi? Un simbol al neamului românesc. Așa simt. De ce am venit? Aveți emoții înainte să intrați în sala tronului? Da, sinceră să fiu, am așa un fior rece. Aș vrea să înțeleagă toată lumea că e o mare pierdere pentru noi toți. Ultimul monarh al României va fi înmormântat sâmbătă la noua catedrală episcopală de la Curtea de Argeș. La funeraliile regelui Mihai sunt așteptați sâmbătă regina Sofia a Spaniei, regina Greciei Anne Marie, prințul Charles al Marii Britanii, regele Filip al Belgiei, prințul Lorenz al Belgiei, arhiduce de Austria, precum și zeci de reprezentanți ai marilor familii nobiliare europene. Regele Mihai, care împlinise 96 de ani pe 25 octombrie, a încetat din viață pe 5 decembrie la reședința sa din Elveția.